Bun venit, suntem la Hotel Crown Plața București. Astăzi am invitat-o pe doamna doctor Nicoleta Lupașcu, medic primar, diabet și nutriție din Timișoara cu 17 ani de experiență metabolică și cu o siluetă de invidiat. Bun venit, doamna doctor! Bine -am m am găsit! Mulțumesc uitat mult bine. pentru invitație! M-am uitat bine la siluetă! <laughs> nu aveți colăcei de grăsime, celebrii colăcei de grăsime, toată lumea iare. Cum nu faceți? chiar toată lumea, dar nu, nu chiar toată nu lumea. Chiar Ai... toată lumea. Păi au mai scăpat, că cei care se duc intens la sport, practică, nu au o dietă, doar acele persoane disciplinate. Da? Acele persoane care au un stil de viață, acel stil de viață al unei persoane care să se păstreze în normă ponderală. Despre asta este vorba, nu doar despre o dietă, în niciun caz. De fapt, cuvântul dietă înseamnă tot ce mănâncă o persoană într-o zi. Știu că s-a creat conceptul ăsta că dietă înseamnă că mănânci ceva restrictiv și gata, da. doar axată pe ideea că. Țin mănânc regim. Țin regim da, ca da. să slăbesc. Nu. Cuvântul dietă înseamnă tot ceea ce consumă o persoană întorsită. Dar știți că vorbeam chiar înainte de emisiune că supraponderalii au o rușine și că rușinea asta, într-adevăr, este asociată cu obezitatea. Și chiar vorbeam despre Oprah Winfrey. Care a avut un program pe postul ABC intitulat Rușine, vină și Revoluția pierderii în greutate. Ea are 70 de ani acum și spune că toată viața ei a fost o luptă cu rușine și cu stigmatul. Simțiți asta la, la pacienții dumneavoastră că sunt rușinați, jenați, că nu le place să se privească, că unii dintre ei chiar se urăsc? Nu. Prea mai. Asta e o veste și, cu adevărat bună. Într-un fel bună. Crește pe, stima de sine. Crește stima de sine, însă. Și cred că de ce nu mai este partea asta cu body shaming sau cu, sau cu rușinea? Pentru că cumva trăim vremuri în care supraponderea și obezitatea este la tot pasul. Și atunci faptul că ești unul dintre cei mulți nu mai este ceva rușinos. Ce e este... o de normalitate acum. Exact. Uh, un, soi de, un soi de normalitate încât probabil că o, o să ajungă dacă trendul acesta se păstrează și cifrele nu arată bine pe următorii 10 ani cel puțin. Nu arată uh, bine? De, de ce? Loc. Ce înseamnă asta? E, îți spun uh, datele care sunt ultimele date. Una din 8 persoane este supraponderare sau obeză. În 2022 ultimele date. În următorii 10 ani, adică până în 2035 una din 4 persoane o să ajungă cu supraponderare sau obezitate. Îi poate că adică, cuiva de treaba asta? Nu prea. Uh, și, și aici intervine partea de care spuneai: poate că înainte, componenta asta de, de genă, uh, poate că era un motor și o tracțiune Așa. a omului să facă ceva. Uh, Nema existând partea asta și cumva, la tot pasul, fiecare este mai, mai plinuț, uh, nu mai este atât de motivat să facă ceva în privința asta, că, până la urmă, toți suntem la fel. Uh, mesajul și semnalul meu de alarmă puternic pe care vreau tot timpul să-l transmit este că creșterea în greutate sau stratul acela de grăsime de care vrem să scăpăm este mai mult decât um, o chestie de estetică. Adică trebuie să privim ce, ce se ascunde în spatele stratului de grăsime și care sunt consecințele uh, asupra sănătății generale, nu numai Poi pe termen ați lung. Ziut, uh, acum se mănâncă, o văz mult, Nu? Se practică. E un trend. E un trend, e o modă. Nici o zi. Nici fără... o dimineață, fără puțin ovăz. Fără puțin ovăz Care da. e povestea cu ovăzul ăsta? Sunteți medic de nutriție. Ca să fac treaba sau explicația cât mai scurtă, ovăzul nu este pentru oricine. A începe ziua cu un mic dejun cu cereale nu este cel mai bun start, fie că este supraponderală, normoponderală ponderală Așa. sau... Uh, și dacă stăm să ne uităm un pic la tradițiile noastre și la ce mâncam odată, micul dejun era format din brânză și ouă, preponderent eventual, eventual slănină. Unde ne-am stricat pe parcurs și am început să integrăm ovăzul în, în alimentația noastră. Da, există explicația că ovăzul are foarte multe fibre, de acord, dar și, tărâ... dar și tărâțele de grâu ale noastre tradiționale au chiar mai multe fibre și cu toate astea nu mănâncă românii la micul dejun tărâțe de grâu. Care e povestea cu ovăzul? Într-adevăr crește glicemia din cauza da. lui? De asta nu este bine să începem micul dejun cu Uh, un mic dejun cu cereale neapărat, pentru că crește glicemia. Acele vârfuri de glicemie vor duce ca peste 2-3 ore, pentru că de fiecare dată când glicemia crește, vine un hormon secretat de pancreas numit insulină, al cărei rol este să scadă glicemia. Uneori tinde să -o, o scadă prea mult dacă ea a fost prea mare, după care acea scădere de glicemie va face din nou organismul să țipe din nou după glucoză. Apeți? Și ce face? omul, ce se face? duce către o gustărică peste Rebele. două ore și de regulă acea gustărică este un fursec, un biscuițel, un covrig și uite așa se creează ca un, ca un carusel ce se întâmplă toată ziua, de Aveți crește și scade Aveți pacienți care și-au măsurat glicemia după ce da. au mâncat au văzut și au văzut da. Ce da. se întâmplă. În special pacienții cu diabet, pentru că acolo rezerva da. de insulină nu mai, nu mai este, nu mai are aceeași uh, putere și atunci se vede mult mai bine. Vârfurile de glicemie sunt mai ample după ingestia de ovăz. Spuneți-mi, într-o săptămână, cât se poate slăbi? O scădere în greutate normală, echilibrată, firească, astfel da, fără încât. să facem foame, ca să zic așa, mă gândesc. Și nu? asta e o treabă, dar de ce să nu mai facem și foame? Păi nu... Să nu mă chinui! Nu în da, ideea de chinuit, dar gândiți-vă așa. așa. Noi am apărut pe Pământ în vremuri de răstriște, nu în vremuri de abundență. Da. Când foamea și pe parcursul zilei. zilei și așa exista în viața noastră și trăiam bine cu ea și eram normoponderali. Acum trăim de abundență încât parcă dacă simțim un pic de foame, suntem disperați, speriați, nu știm ce să facem și primul lucru ne îndreptăm către ceva de mâncare, că mi-e foame. Nu, nu mai știm să gestionăm această senzație care ea oricum vine în valuri cumva foamea trebuie adusă în viețile noastre și să învățăm să o gestionăm, adică nu la primul semnal de foame să se rimbre repede pe mâncare, Ca așa am ajuns să mâncăm din două în două ore, să rimbre repede pe puțină apă, pe puțină așa apă. apă, da, nu? <laughs> Pentru că nu de puține ori senzația de sete este confundată cu senzația de foame și este real dovedit. Așa am aflat. O scădere în greutate echilibrată este de până în 500 de grame, până, uh -huh. hai să zic între 500 de grame și un kilogram pe săptămână. Am înțeles. Da, doamna doctor, nouă românilor ne place pâinea. Cât da. de bună e. Așa sincer. e, adevărat. Am mâncat și cu ochii Cu pâine. Adevărat. Enorme Nici o mată place. fără pâine, nu? E în tradiția e, românilor. Cam este, este, da, acum totuși. Nu? Parcă mai puțin? Sau ce vedeți dumneavoastră la, la pacienți? Mult. Cineva? În continuare se consumă. În continuare da. se, mănâncă da. se mănâncă foarte, foarte, foarte mult, de mult de Se mănâncă foarte cereale, în general, foarte mult. Exact. exact. Alimente procesate foarte mult. Da. Dulciuri foarte mult. Patisele, abundența. abundența. Dar abundența. Abundența. Da, măi, ați rămâncați pâine? Da. Cât pe zi așa? Sunt zile în care mănânc, așa. sunt zile în care nu mănânc. De regulă, adică principiul meu este așa în general, 80% din timp fac ceea ce trebuie și dau organismului meu ceea ce el are nevoie, așa. încât 20% din timp să fac ceea ce îmi place. Minunat, dar asta înseamnă că sunteți foarte prezentă, nu? Da. Aici în da. propriul și corp. Da. Și deții controlul, adică n-am lăsat niciodată să pierd controlul uh, asupra stilului meu de viață în general. Și fica dumneavoastră vă urmează, exemplu. Da. da. Și ce sedentare? ¡Gracias! Una bună! Este, este mulțumită, nu? Este mulțumită, pentru da. Pentru că adolescentă este fiind, nu? 15, da, 15 ani. 15 ani are, da. În da. perioada asta de adolescență, ca toate fetele... Deci, și să știi, Florentina, că chiar am spus zilele trecute că... Bine, sunt mândră de ea, că e fica mea oricum, mm -hmm. dar sunt mândră de acțiunea ei pentru că și-a propus, având, na, fiind în perioada asta de adolescență și având un soi de, de acne și am explicat mecanismele inclusiv pe acest aspect, se reducă zahărul de tot. Ea nefiind de altfel, o consumatoare mare de de zahăr, De am zis, uite, nu mă dai o șansă a ceea ce eu spun, pentru că zahărul declanșează un proces inflamator care întreține această acnee de care tu vrei să scapi. Și cred că are undeva la o lună de zile de când nu s-a atins deloc de zahăr. Și mă gândeam așa în mea am zis, uite, totuși, un copil de 15 ani este mai cu voință, mai puternică și mai motivată decât foarte mulți adulți. Doamna doctor, aveți un plan de eliberare metabolică? și emoțională de zahăr. Ce înseamnă asta? Dependența de zahăr este reală. Am văzut-o în studii, mecanismele prin care ea se dezvoltă sunt identice. Adică acele circuite neuronale și acea buclă de creare a dependenței sunt identice cu dependența de nicotină, de droguri, de alcool. Bucla prin care se creează această dependență este una, într-adevăr, și de aici pornește probabil triggerul inițial emoțional, că există un trigger, un stimul care de regulă este emoțional, vine gestul de a mânca ceva dulce pentru că după aceea, după ce am consumat ceva dulce, un val de dopamine da. și de endorfine ne inundă, adică această stare de bine și numai bine, a, gestul a fost confirmat și bucla este creată. Încă de fiecare dată când am o, o, o supărare, o emoție, nu numai negativă, atenție, și pozitive sunt, știu că dacă mă îndrept către ceva dulce, am o stare, o stare de bine. Însă, ca medic de diabet și nutriție, eu știu că acolo este și o componentă metabolică, o dependență metabolică a organismului de glucoză. De ce a fost perfuzat? Practic, continuu cu glucoză, ca a fost din făinoase, ca a fost din pâine, ca a fost din zahăr, practic, tot timpul a fost de dimineață, cum începem cu micul dejun, cu cereale, practic, îi furnizăm organismului glucoză, astfel încât, de fiecare dată când ea nu mai este disponibilă în cantitate mare, organismul țipă în loc să se ducă să acceseze celălalt combustibil, și anume grăsime. Și atunci, până ce această componentă nu este reglată, cum poți gestiona emoțiile? Dacă organismul țipă organic, să-i aduci glucoză. Doamna doctor, de ce țineți pâinea în frigidă? Pentru că atunci când um, cerealele, în general, amidonul da, din cereale, este încălzit și apoi răcit și apoi din nou încălzit, uh, se obține de fapt un amidon, retrogradare amidonului. Ce înseamnă asta? Înseamnă că el uh, este mai rezistent la descompunere. De ce ne dorim asta? Ne dorim pentru că dacă este mai rezistent, înseamnă că glucoza se eliberează mai lent, astfel încât glicemia sau glucoza care ajunge în sânge, adică glicemia, gemia va crește mai puțin și mai lent. E mai bine să gătim cu untură decât cu ulei da, de floarea soarelui? Absolut, categoric, da. Uleiurile din semințe, în general, floarea soarelui, rapiță, dovleac, soia, da, uh, sunt um, grăsimi polinesaturate, care sunt instabile la temperaturi înalte. De ce ne interesează asta? În clipa în care prăjim, cum este în baia de ulei, aceste uleiuri nu rezistă la temperaturi înalte. Acele duble legături din grăsimile polinesaturate se rup și se transformă în cele mai periculoase grăsim, grăsimile trans, care ele sunt asociate și cresc riscul de boală cardiovasculară Pe când untura, untul sau uleiul de cocos sunt grăsim saturate și le identificăm foarte bine că sunt solide la temperatura camelei. Ele rezistă da, la temperaturi înalte. Și pentru salate uleiul de măsline. Uleiul de măsline, uleiul de avocado, care, atenție, sunt uleiuri din fructe. A fost dificil să schimbați puțin stilul de viață în familie, pentru că veniți dintr-o zonă, Timișoara, nu? Vin chiar din Oltenia. Din Oltenia, bine, v-ați născut în Oltenia, da, și locuiți... Da, de 25 de ani locuiesc în Timișoara de când am venit la facultate, da, sigur. Deja sunteți timișoreancă, Da, da cred, da, dacă așa că se poate spune. Da. Nu? Deci mâncăruri sănătoase. Da, dar bine gătite. cumva până să descoper și până să studiez așa în profunzime, nu pot să spun că am îmbrățișat mâncărurile din Banat. Cred că am rămas așa ca ne și. pe pe mâncăruri Da, 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 da. O mâncare preferată în familia noastră, pe friptura. care -o faceți friptura, nu? Da. Friptura, categoric, da. Friptura cu uh, salată de varză. Salată de varză acră, acră. Da. bun, pentru probiotice, exact. acum știm și de ce. <laughs> știm și de ce. Deci da. asta se mănâncă în familie cu cu plăcere, cu bucurie. Cu, cu bucurie, o cer, nu? Da. o cer, membrii da, familiei da, să. Da. să... Da. Și o tocăniță. Tocăniță, absolut. O, o ciorbă... O, ghiveci, ciorbele în fiecare zi, la noi nu lipsesc. La fiecare masă de prânz, masa noastră de prânz se începe întotdeauna cu o ciorbă sau cu o supă. Și, Fica, nu face mofturi la ciorbă? Nu. Minum. Nu, și știți de ce? Pentru că ăsta este avantajul copiilor și, de altfel, responsabilitatea adulților. Cum îi învățăm, Așa ce obiceiuri le, le, le imprimăm de mici, se lipesc de ei. Că, uh -huh. într-adevăr, pe parcurs mai renunță, că mai au contact și cu alții uh, alte componente de mediu, dar baza trebuie să rămână aceea solidă. V-am auzit vorbind despre orez, da. Da? că și aici trebuie schimbat ceva în felul în care. Trebuie să-l să gătim. Niște trucuri. Așa, este... niște trucuri, exact. Care <laughs> ar fi trucul cel mai bun pentru orezul cel mai sănătos? Dacă adaugă ulei de cocos la gătirea uh, și... uh, orezului, urmat apoi de transferul lui la frigider, se obține iarăși acest, o retrogadare a acestui amidon. Am și atunci să... eliberarea de glucoză este mai, uh, mai mică. Groză și da. fără ulei de so floarea soarelui, clar. Fără ulei de floarea soarelui. Încă o dată. Încă o dată. <laughs> ulei de măsline, ulei de avocado, untura noastră, unt, da. Asta se folosesc. Ce nutrienți ar trebui să ne oferim zilnic? Cel mai simplu nutriențe care, din care este compus organismul. Cea, cea mai simplă regulă pe care ar fi bine să o urmăm. Din ce este compus organismul, Aia, acei de acei nutrienți are el nevoie. 60% apă. Alimentul esențial, esențial da? da, și cel mai abundent care există în organism, după care vin grăsimile, după care vin proteinele, vitaminele și minerale și cel mai puțin carbohidrații. Sub 0,5% din compoziția organismului și corpului uman înseamnă carbohidrații. Asta ar trebui să primească în fiecare zi, diversificat. Doamna doctor, zilele trecute, medicul cardiolog mi-a spus că exact să scadă omega 6, că tot am vorbit da. de acum, și să cresc omega 3. Corect. Da, ajută omega 3 și la scăderea în greutate? Avem studii proști care vin să sublinieze treaba asta. Oricum, există nevoie de cercetare suplimentară. Un lucru e sigur. Pe lângă toate celelalte beneficii despre care sunt convinsă că vă spus medicul, cardiolog și a, a, e adevărat, omega 3 vine cu niște beneficii suplimentare și în controlul metabolic. În sensul că accelerează metabolismul, spre exemplu, se pot arde mai multe calorii, controlează apetitul, adică inhibă, să zic, pofta de mâncare, scade producția de grăsimi, ceea ce ne interesează foarte mult, de la ledele colesterol până la trigliceride și a fost un studiu foarte interesant unde uh, s-a observat că persoanele care au suplimentat într-adevăr zilnic omega-3 au pierdut mai multă grăsime viscerală, ceea ce iarăși din punct de vedere metabolic și nu numai ne interesează foarte mult, până la 600 de grame comparativ cu persoanele care nu au suplimentat cu omega-3. Captează mai bine glucoza, scade insulinorezistența pentru că uh, mecanismul, printre altele, este un mecanism antiinflamator. Vorbesc de grăsimi viscerale. Deci, da. chiar dacă sunt o persoană slabă, da. posibil să am grăsime da. pe organe. Absolut, grăsime viscerală. Și este cea mai periculoasă grăsime. Pentru că această grăsime viscerală acționează ca un organ de sine stătător, adică la rândul îi secretă substanțe, printre care citochine proinflamatorii. Grăsimea subcutanată, o vedem Așa. sub piele, mm -hmm. ne creează forme mm -hmm. faine. Vorbeam de colocie. Da. Ecologiaia sunt grăsime viscerală. Uh -huh. Grăsime pe care o produce ficatul și o depozitează inițial în interiorul lui, după care o, că el are o capacitate limitată, săracul, după care i darnic și o dă organelor din jur. În primul Un rând, nu tot colesterolul este rău. Până la urmă, 20% din creier înseamnă colesterol. Fiecare membrană a celulei înseamnă colesterol. Hormonii sexuali sunt, înseamnă, adică se formează din colesterol vitamina D, la fel și așa mai departe. Nici măcar tot le colesterolul nu este rău, doar acele particule mici și dense, care într-adevăr se depun pe vasele de sânge și formează plăcile de aterom și cresc riscul de boală cardiovasculară. Ori aceste particule de LED mici și dense se formează, sunt uh, sintetizate la nivelul ficatului când există o condiție numită insulinorezistență și un nivel ridicat de insulină. Această condiție există la o persoană care are sindrom metabolic și sindromul metabolic este corelat direct cu dezvoltarea diabetului, bolilor cardiovasculare, cancerelor, poli alzheimer și așa mai departe. E adevărat că numai cât vă uitați la o persoană, vă puteți da, seama că are sindrom de, da. stat, de risc metabolic? Da, după, după ce ani. după ce în primul după rând după circumferința abdominală este peste 80 de centimetri la femei, peste 94 de centimetri la bărbați, primul criteriu a fost, a fost îndeplinit. Spuneați mai devreme despre acele calcule care arată cumva că în 2030, da, adică peste 6 ani, doar 2035, peste 6 ani, cam în 10 da? ani, cam da? în 10 ani, jumătate din populația da? planetei va fi supraponderală. supraponderală. Da. Ca Sau să da? nu ajungem acolo. La ce ar trebui să fim foarte atenți, foarte atenți. Foarte atenți la tot, la stilul de viață. Și mai și ales la mai... mâncatul ăsta conștient, să fiu conștientă că aici am o farfurie și dacă eu mi-am pus-o așa mai plinuță farfuria Depinde și cu de-aia de-aia. Depinde ce are farfuria. Dacă cunoaștem nutrienții și alimentele pe care trebuie să le mâncăm, de care organismul nostru are nevoie, putem mânca mult mai mult. Pentru că, spre exemplu, o gogoașă cu un pahar de suc poate să aibă 1000 de calorii, pe când 1000 de calorii trebuie să umplem această uh -huh. masă cu tot soiul de alimente nutritive ca da. să atingem acea 1000 de calorii. Deci putem mânca mai mult dacă avem știm ce să mâncăm și uh, îi dăm... O, se cheamă alimente care sunt dense din punct de vedere nutritiv și slabe caloric, adică cu calorii puține și pline de nutrienți. Ce facem ca să nu atingem acele cifre are legătură cu întreg stilul de viață. Nu doar cu ceea ce punem în farfurie, are legătură cu de câte ori mâncăm într-o zi. Când începem prima masă, când terminăm ultima masă, ce fereastră de alimentare avem. Are legătură cu orele de somn, stresul iarăși, mișcarea. Mulțumesc, doamna doctor, mulțumesc tare mult. Chiar dacă ați făcut drumul lung de la Timișoara, vă mai aștept să reveniți cu sfaturi utile pentru. Silueta? Mulțumesc din suflet, cu mare drag, revin de fiecare dată. Vă îmbrățișez, toate cele Și eu vă cele îmbrățișez, bune. mulțumesc. Cam atât pentru astăzi, mulțumesc Hotel Crown, Plața București, toate cele bune, pe curând!